Larisa Udilă și soțul ei, o nouă achiziție. Iată cum arată noul lor bolid de lux. Larisa Udilă și soțul ei s-au gândit la o schimbare, astfel că cei doi și-au cumpărat o mașină de lux. Larisa Udilă și Alexandru Ogic au optat pentru aceeași marcă pe care au avut-o până acum. Vedeta a postat pe rețelele de socializare o serie de imagini cu noua achiziție. Larisa Udilă și soțul ei și-au cumpărat o mașină de aproape 100.000 de, de euro. Larisa Udilă le-a dat vestea cea mare fanilor și le-a prezentat noua mașină. Vedeta a optat pentru Mercedes GLE 450, iar prețul este de aproape 100.000 de, de euro. Bruneta a dezvăluit că și-a dorit o mașină mult mai spațioasă pentru drumuri lungi. Informare Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social media pentru afișarea acestui tip de conținut. Modifică setările. Larisa Udila a dezvăluit secretul relației cu soțul ei. Larisa Udila și soțul ei, Alexandru Ogică, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi au împreună un băiețel pe nume Milan. Vedeta și partenerul ei de viață au trecut prin multe provocări de-a lungul timpului împreună, și au reușit să-și construiască singuri tot ceea ce au. Larisa Udila susține că nu există rețeta către succes într-o relație, însă este important ca ambii parteneri să-și dorească aceleași lucruri, iar lucrurile vor veni de la sine. Informare. Setările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările.